Scuze, scuze. Hai afară, hai să mergem. Bravo, George! Felicitări! Bravo, Georgica! Felicitări, George! Felicitări! Dinare! Afară! Afară! Jabră ordinară! Afară! Jabră ordinară! Afară! Afară! Jabră ordinară! Afară! Afară! În fața Ministerului Sănătății, pentru a spune stop, a jocului din țara noastră. Ne-au condus toți, PSD, PNL, USR. Sunt aceeași gașcă mafiotă, e aceeași gașcă transpartinică care fură banii de la sănătate, e aceeași gașcă care fură banii de la educație, care fură banii pentru autostrăzi, e aceeași gașcă care ne omoară cu zile de 31 de ani. Ne fură viitorul copiilor, ne omoară părinții și bunicii în spitale, și nu știu decât să ceară taxe de pe urma noastră. E de ajuns. Punem stop și terminăm cu acest sistem mafiot care ne omoară de vii. E de ajuns. De ce nimeni nu a organizat un protest imediat? Pentru că în România se iese la protest doar la comandă. Exact. Pentru că în România nu se mai vrea să existe oameni liberi. Este un dublu standard, este o minciună. Acum 3 luni acest ministru cerea demisii și cerea măsuri de urgență. De o lună este ministru. Am luat urgent acele măsuri, n-am văzut planul. După cum n-am văzut să fie contestat cel care conduce de fapt toate și supervizează toate achizițiile din domeniul sănătății. Se dă erou și fată virgină la el de la casă. Dar el, împreună cu alți mafioți din sistemul sanitar, a coordonat toate hoțiile și și-a bătut joc de cetățenii români. Cine-i ține pe acești oameni în spate? Cine conduce de fapt România? Iohannis de la Schi? Sistemul! Corporații! Am venit să strigăm cu toții! Rușine! 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 Rușine!
Suntem aici. Sigur că da. Un partid parlamentar care vă are în spate pe voi, pentru că în Parlament celorlalte partide fură prin rotație și sunt înțelese între ele. Sunt partidele sistemului. Așa este. Care ne onoară de vii în spitale. Suntem aici pentru că tot noi am fost aici și la protestele de la colectiv următoarele s-au cocoțat unii la putere, pentru că tot noi am pus lumânări și la maternitatea Giulești și la Piața Neamț și pentru frații noștri de la colectiv și nimic nu s-a schimbat. Suntem aici pentru că nu putem aștepta până în 2024, când sunt alegeri iar. O să murim și o să ne omoare pe toți. Dacă nu ieșim în stradă toți românii. Așa trebuie. Toată țara. Toată țara. Să dăm de pământ la acești hoți nenorociți care ne fură viitorul, care ne alungă frații peste hotare la muncă și care își bate joc de tot ce înseamnă România. Vlad Voiculescu vrea să privatizeze ce-a mai rămas de privatizat. Vrea să termine rănășițele unui sistem sanitar construit de părinții noștri. La Eda la fapt, un incompetent. Nu prea e pe placul televiziunilor că-l critiquez. N-are sistemul vreo pe Eda la fapt în continuare. Dar știu că în spatele reporterilor și știu că fiecare om din presă știe despre neregulile pe care Raed Arafat le-a patronat de-a lungul anilor. Presa liberă, atât cât mai există, a relatat despre aceste achiziții. Aceiași oameni care sunt vinovați de proasta gestiune a dezastrului de la colectiv, aceiași oameni conduc acum ISU, sistemul de urgență și sistemul medical din România. Sunt exact aceiași oameni. Sunt exact aceiași oameni care l-au omorât pe Ceaușescu, dar au ținut ei puterea în mână. Sunt exact aceiași oameni care au vândut toată țara asta. Copiilor, nepoților! Și copiilor, securiști! Să aveți curaj! Românilor, să luptați pentru cei al vostru și să nu admite nicio amânare și să nu cedăm până ce acest sistem nenorocit nu pleacă. Nu vrem să admitem că după ce a murit iar arci de vii închiși cu cheia în spitalele din România, români de-ai noștri, să nu vedem nicio demisie, că să așteptăm rezultatele expertizelor. Ce să așteptăm? Ce rezultate? Demisia! 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 Demisia!
ce la peste 24 de ore de la această tragedie nu vedem nicio demisie, pentru că sistemul care ne conduce se apără, îi protejează, sunt aceeași gașcă, ei au pregătit deja distrugerea totală a României. Trebuie să știe că nu poate să facă după bunul plac. Dacă PSD-ul e înțeles cu PNL-ul și cu USR-ul, cu noi nu o să se înțeleagă niciodată, pentru că nu poate să existe nicio înțelegere între oamenii cinstiți, între oamenii cinstiți și hoți și tâlharii care au distrus România de 31 de ani. Nu poate să fie nicio înțelegere. Am ieșit în stradă să luptăm împotriva corupției și împotriva hoților și acum ne conduce cealaltă gașcă de hoți. Hoți incompetenți! PSD și PNL! Aceeași mizerie! 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 PSD și PNL! Pentru că diseară la posturile de televiziune o să vă înfiereze cu mânie proletară, pentru că ați avut curajul să protestați, să fiți singurii români care au ieșit în stradă să protesteze și să îi ceară demisia lui Arafat. Cum? Îi cerem drepturile la mai spate, vă rog. De apă caldă, sub plapumă. Este normal să protestăm în fiecare zi. Este normal
cu toate mijloacele democratice și pașnice pe care le avem la dispoziție, să contestăm acest sistem. Maestru Nicolae Voiculeț i-a adus ministrului Voiculescu o bicicletă. Thank you.
ridică! Poporul se ridică! Este aici,
Fiți alături de noi, că e nevoie să fiți alături de noi. Fiți toți alături de noi.